În timp ce majoritatea oamenilor cu problemă de sănătate fac ce ține de ei să contribuie la propria vindecare, există și situații în care cumva pare că persoana asta care are problema de sănătate, nu numai că nu face ce ar fi indicat să facă pentru propria vindecare, ci în mod paradoxal pare că face fix invers. Și lumea de pe lângă persoana asta, uneori, este obosită, extenuată, terminată cu capul ca timp, resurse și atenție, încercând să facă curățenie în sufrageria asta murdară, în timp ce persoana care deține sufrageria și simplu, în mod pasiv și cocoțat cu mâinile în buzunar în vârful canapelei, mai aruncă, așa, din când în când, câte o coajă de sămânță, în timp ce ceilalți fac curat în sufrageria asta murdară. Și să vezi așa o persoană în propria sufegerie, mâncând semințe, în, uneori așa, într un Situații de asta. Tu faci curat, tu te agiți, tu încerci și ăsta stă moț în canapea, mâncând și scuipând coș de semințe pe curățenia ta. Cam așa se simte când toată lumea încearcă cumva să contribuie la vindecarea ta în timp ce tu ești bolnav. Și aș vrea să subliniez că Deși este valid, toți adulții, în majoritatea situațiilor prin care noi trecem în viața din adult, avem de avut grijă de cineva. Avem de avut grijă de copii când sunt mici, de persoane, de prieteni cu probleme, de asta înseamnă. Face parte din contribuție și asta este unul din lucrurile de bază al conceptului uh, de comunitate. Însă, Comunitate înseamnă că eu vin până aici. Și exact ca la un copilaj mititel care pare cumva mai ușor când se ține și el de umerii tăi, nu doar când stă ca o mămăligă în brațele tale, fix la fel, în momentul în care este sufrageria ta și... Ok, poate nu știi să dai cu aspiratorul, dar mai ștergi și tu cu o cârpă de praf, mai sau măcar nu amplifici mizeria scuipând relaxat coș de semințe în timp ce alții încearcă să facă curățenie în sufrageria ta. Și această comparație care pare dură, din păcate uneori se întâmplă și se întâmplă cu acordul tacit al persoanei ăsteia care tot face curățenie la infinit, în timp ce persoana Deținătoare a sufrageriei, practic nu face nimic. Și decizia, de fapt, de a tot face pentru alții în detrimentul tău, este în mod frecvent. Cea mai importantă cauză de disociere de sine prin mâncat emoțional, prin fumat, prin consum de alcool, prin cumpărat, prin, prin, prin tot felul de comportamente care costă nu numai lipsă de grijă de sine, ci și resentiment care se tot acumulează și, practic, persoana asta la care tot în mod incredibil, continui să-i faci sufra curățenie în sufragerie, în timp ce ea stă cocoțată pe canapea, scuipând coș de semințe, începi și cu resentimentul ăsta ajungi să ai o relație din ce în ce mai proastă, dar rămâi acolo și îți amplifici și lipsa de grijă de sine, și pierderea practic de resurse, de timp, de bani, de atenție, în timp ce de tine nu are grijă nimeni, începând cu tine. Și această situație pe care o văd uneori la aparținătorii pacienților cu cancer, care practic nu contribuie în niciun fel la propria vindecare, duce frecvent la ceea ce se numește în zona științifică cancer ca boală contagioasă. Și este contagioasă nu numai prin impactul emoțional nociv pe care majoritatea dintre noi o avem atunci când auzim că altă persoană are un diagnostic atât de sever încât îi poate afecta supraviețuirea, ci practic este contagioasă prin impactul emoțional nociv a lipsei de respect față de sine. Ajuți cealaltă persoană până când conștientizezi că cealaltă persoană nu face nimic ca să se ajute. Iar dacă continui să o ajuți după ce ai conștientizat că nu numai că nu face nimic ca să se ajute, dar îți face și ție viața mai grea în timp ce faci tot ce ține de tine ca să o ajuți, această lipsă de respect Face, practic, cancerul o boală contagioasă. Iar dacă ești aparținător al unei persoane diagnosticate cu cancer, ar ajuta, în loc să te tot disociezi de tine cu extenuare și cu o maximă în timp ce mănânci emoțional, în timp ce fumezi, în timp ce încerci cumva să zlipești ziua la oaltă ca să poți să tot dai, să tot dai, să tot dai. Poate ar ajuta să te întrebi, în timp ce ai grijă de alții, cine o să aibă grijă de tine.